Bună ziua, mă numesc Buțu Tudor Alexandru și sunt elev în clasa 4-a B, școala gimnazială Iona Gârbiceanu, din Alba Iulia, la doamna învățătoare Pop Felicia. În această solemnă zi îl celebrăm pe marele poet și scriitor român, Mihai Eminescu. Am ales să vă citesc un fragment din Cel mai frumos tărâm, Împărăția cuvintelor, scris chiar de Mihai Eminescu. Să începem. Poet înseamnă să ai nevoie de poezie ca de aer, ea să fie răsuflarea ta. Înseamnă că tot ce se frământă în tine, tot ce arde în tine, cugetare, visare, dureri și bucurii, îndoieli și aflări, să fii mânat ca de o poruncă, a le exprima în poezie. Să fii prieten bun al cuvintelor. Aceasta este, simplu zis, talentul. Împărăția cuvintelor este cel mai frumos tărâm. Nu poți fi scriitor și mai cu seamă poet dacă nu ești prieten aproape al cuvintelor. Ele au viața lor. Sunt ca niște ființe noi, cu chip, au înțeles riguros al lor, au fiecare un glas, un timbru și o anume întindere. Poetul trebuie să le cunoască foarte bine pe fiecare, să le iubească, să le poată chema pe nume, atunci cuvintele îl vor iubi și ele și vor veni în chemarea lui. Să-i tălmăcească limpede, bogat, frumos, sunător gândul, simțământul, să-i zidească poezia. Haideți să le arătăm tuturor ce poet și scriitor minunat a fost Mihai Eminescu.